Bună seara, dragii mei! Invitatul nostru din această seară nu cred că mai are nevoie de prezentare. De fapt, nici n-ar fi la îndemâna mea să pot să-i fac o prezentare maestrului Radu Beligan, care a fost așa de amabil încât să ne accepte la dumnealui în casă pentru această emisiune. Stimate maestre Radu Beligan, sunt deosebit de emoționată că mă aflu acum la dumneavoastră acasă și vă rog să acceptați, de fapt ați acceptat, să purtăm un mic dialog pentru locuitorii noștri din județul Vrancea, care sunt convinsă că de altfel vă cunosc și vă iubesc de ani de zile foarte mult. Da, sunt bucuros să fac această emisie cu o fată atât de fermecătoare și de orașul dumneavoastră mă leagă amintiri extrem de plăcute. În primul rând, amintirea acelui teatru care este o bijuterie, nu știu în ce stare mai e acum. Era o bijuterie, acum se e dărâmat de 1000 de ori și se repară, sper, pentru 1000 oare. Ce păcat, trebuie să se revină la forma inițială, pentru că era ceva unic. Și un oraș care a dat un mecena uimitor pe acel maior, care din economiile lui a făcut acest lucru colosal pentru cultura românească. Mă rog, sunt multe motive care mă leagă de Focșani și de aceea, cu mare drag, răspund de invitația dumneavoastră și sper să îi intereseze pe ascultători. Sunt convinsă că interesează pe ascultători, ceea ce pot să vă spun eu, că toată copilăria mea este legată de numele Radu Beligan. Pe vremea când nu exista televiziune, eram foarte mică atunci, știu că ascultam cu mare pasiune piesele, teatru la microfon și eram foarte încântată că vă recunoșteam vocea dumneavoastră inedită, de mare actor, pentru că nu vreau eu să vă fac un compliment, pentru că nu repet, nu mi-ar fi la îndemână, dar fiecare țară și are actorii ei geniali. Pot să spun că România, prin numele Radu Beligan, se poate lăuda că are un actor genial. Mulțumesc. Vreau să spun că am avut parte... Eu țin microfonul mai... Bine. Am avut parte în viața mea de multe elogii și chiar de la personalități importante din străinătate. Dar recent mi s-a întâmplat un lucru, apropo de ce ai spus, mă, dacă ascultai radio de când erai copil, un lucru care m-a emoționat și de câte ori îl povestesc, îmi face pielea de găină. Eram la Sibiu acum câteva luni cu Victor Ebenciuc pe stradă, eram în turneu cu Dana Idere și la o mică distanță de noi era un cuplu mai în vârstă. Oprindu-ne noi să discutăm ceva, cum se întâmplă, doamna a înaintat cu destulă timiditate și mi-a spus că mă roagă dacă sunt de acord să-l cunosc pe soțul ei care e nevăzător. Bineînțeles că m-am dus imediat la el, iar omul acela mi-a pipăit fața cu mâinile și mi-a spus, de la 5 ani, eu ascult tot ce vorbești domnia ta la radio și vreau să-ți spun că vocea dumitale a fost lumina vieții mele. O asemenea mărturisire care să mă topească de fericire, pentru că am reușit să dau bucurie unui om, n-am avut și nu voi mai avea niciodată. Vă cred, maestre, și vă spun că și eu, și nu numai eu, cred că toate persoanele de vârsta mea pot să spun același lucru, că au ascultat în copilărie cu mare, mare, mare bucurie toate piesele în care jucați dumneavoastră. Teatrul radiofonic a avut, mai are încă, dar a avut în trecut un rol considerabil în cultura noastră. Nu numai pentru ascultători care au făcut cunoștință cu tot repertoriul, de la tragicii greci până la ultimul autor român, dar pentru actori care au avut posibilitatea să facă niște exerciții uimitoare, jucând roluri pe care niciodată nu ar fi avut prilejul să le joace pe scenă și dând importanță valorii extraordinare a cuvântului. Într-o perioadă când regia modernă tinde să alunge, să minimalizeze rolul cuvântului, să meargă mai mult pe imagini,
cred că rolul Teatrului Radovan a fost considerabil. Eu îi sunt redevabil. Și eu la fel, ca ascultător. Ați pomenit de regia actuală care încearcă să înlăture cuvântul din... Vedeți, faptul că ne îndepărtăm așa de mult de credința în Dumnezeu, se simte și aici. La început a fost cuvântul. Da. Stimate maestre Radu Beligan, vă rog, spuneți-ne despre dumneavoastră tot ce vreți să ne spuneți și ceea ce poate noi nu știm, deși, cum mi-ați spus la telefon, ce să vă mai spun și vouă, dragă, că atât am spus în toate interviurile. Eu nu știu chiar tot ce ați spus dumneavoastră în toate interviurile. Vorbiți-ne de asta, știu că sunteți din Moldova. Da, sunt născut între Bacău și Roman, într-un sat care se chema Galbin. Coincidență stranie, e anagrama numelui Beligan, dar e pură întâmplare. Și am avut o copilărie destul de fericită în peisajul moldovenesc și în atmosfera aceea extraordinară. Tatăl meu a fost la început actor, era un personaj foarte interesant, tatăl meu. Adică la 14 ani, împreună cu colegii lui de gimnaziu, a făcut o trupă și a jucat în târgurile moldovenești. Ce credeți dumneavoastră? Un act din Hamlet, bineînțeles că a jucat Hamlet, și o dramatizare făcută de el după Sărmanul Dionis. Bineînțeles că s-a înscris la conservator, la Iași, era elevul lui State Dragomir, care a fost unul din rarii actori intelectuali ai epocii, care a tradus Hamlet din original și era deținătorul antitră al acestui rol pe scena Teatrului Național din Iași. A fost deci elevul lui, a fost angajat la Național din Iași și îmi povestea că primul lui rol a fost un marinar din piesa lui Edmond Rostand, Prințesa îndepărtată la Princesse Lointaine, și că Mihai Codreanu, care era traducătorul și în același timp regizorul spectacolului, i-a spus: bagă de seamă, băiete, că tu ai prima replică din piesă, una avea prima replică, dar asta este ca instrumentul care dă laul la orchestră. Ei, a jucat diferite rolișoare în acestea 2 ani și la un moment dat a avut tupeul inimaginabil pentru acea epocă să ceară directorului, care era Mihai Sadoveanu, dublură la rolul lui Hamlet pe care a jucat profesorul lui. Reacția lui Sadoveanu a fost stupefiantă. A luat călimara de pe birou și a aruncat în tata. Și tata a ieșit pe ușă și n-a mai intrat niciodată în teatru, s-a dus, a făcut o școală de telegrafiști și a intrat la căile ferate. Dar toată viața lui a avut nostalgia teatrului și a suferit că visurile lui au fost așa de brusc retezate și probabil că și-a dorit un băiat care să o răzbune. Consider că sunt o ediție revăzută și adăugită a scumpului meu tată. Și am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să-i răzbun această nefericire. Mai aveți frate și soră? Da, dar din păcate am fost 4 frați, din păcate 2 dintre ei s-au prăpădit, a rămas unul singur, care e mai mic decât mine și care stă aici în București. Dar nu e actor. Nu e actor. Copiii mei, 4, la număr, din 2 căsnicii. Cea mare este regizoare de film și scriitoare de un succes uluitor în limba engleză în Melbourne, în Australia, care acum mi-a trimis ultimul roman care a fost achiziționat de editura celebră Random House din New York. Face o carieră superbă de scriitoare în englezește. N-am visat așa ceva. Și are o casă de filme, proprie casă de filme, în care face filme documentare pe care le scrie ea și le înregistrează soțul ei, care este un foarte bun operator. Și el face filme prin Statele Unite, invitat. Deci o fată care face o superbă carieră și care are 2 fetițe minunate, care și ele văd că fac performanțe mari în școalile unde se duc. Iar următoarea fată este Lania, care este actriță
și acum recent a avut un foarte frumos succes în Copiii Soarelui la Teatrul Mic și într-o piesă care am pus eu la Teatrul Național, De partea cui ești, unde de asemenea joacă, a avut două succese, unul după altul. A venit de la Craiova, e primul ei an în București. La Craiova a făcut o școală foarte bună cu Silviu Purcărete. Și cealaltă fetiță următoare este profesoară aici în București, iar băiatul este, care seamănă uluitor de bine cu mine, parcă aș fi eu din Noaptea Furtunoasă, nu s-a făcut actor, ci este funcționar la Banca Națională aici în București. Da. Asta e familia. Și ce să spun? Vreau să-mi spuneți cum ați început cariera dumneavoastră de actor? Unde ați făcut studiile de actorie? Aș putea să spun, am curajul să spun că eu nu am avut, de fapt, o vocație pentru teatru. A fost pentru mine pur și simplu intoxicație. Pentru că de la vârsta de 6 ani, mi-aduc aminte că scriam și puneam în scenă piese cu frații și cu copiii, improvizând teatru în curtea casei sau în salonul casei. Când am ajuns la liceul internat din Iași, am început să joc imediat acolo. Erau niște serbări celebre care se făceau în fiecare sfârșit de an și se jucau piese de teatru pe care le puneau în scenă regizorii Teatrului Național. Ion Sava, am jucat, de exemplu, în Regia lui Sava, sau a lui Ramadan, sau Miluță Gheorghiu. Am jucat an de an acolo și prin clasa a doua, cred că aveam 12 ani cât că aveam, clasa de actorie a lui Mihai Codreanu de la Iași, în care era Ștefan Ciobotărașu și Fănică Dăncinescu, doi actori care au făcut până mari cariere, dădeau producția cu Noaptea Furtunoasă și m-au invitat să joc pe Spiridon. Și am jucat cu ei la 12 ani. Pe urmă am început să fac figurații pe la Teatrul Național. Când am ajuns la vârsta bacalaureatului, deja aveam oarecare experiență de teatru. Am dat concurs aici la Academia Regală de Teatru și Artă Dramatică și am căzut. Pe atunci am scris o scrisoare patetică doamnei Bulandra. Foarte curios, această scrisoare doamna Bulandra a păstrat-o până la sfârșitul zilelor, deși a avut multe tribulații, s-a mutat de vreo 7 ori, această scrisoare a păstrat-o întotdeauna. Nu știu ce am scris atunci, dar probabil că a fost atât de impresionată încât a vorbit cu rectorul, cu Nona Otescu, era rector, ca să mai acorde o audiție. Și la această audiție am schimbat complet registrul. N-am mai spus o piesă comică cum era Balada Chiriașului Grăbit cu care am căzut și am dat o poezie de Esenin, de Serghei Esenin, scrisoare mamei și văd scena, era doamna Bulandra instalată pe un fotoliu, așa trona ca o împărăteasă și restul studenților, pentru că ea avea tot ceilalți ani, 2, 3, 4, nu numai primul an care intra. Și după ce am spus poezia, s-a făcut o liniște care mie mi s-a părut imensă. Dar cred că au fost 30-40 de secunde, așa. După care dânsa a spus, dumneata, dacă ai să fii serios, vei face o mare carieră. Acum, retrospectiv, sunt stupefiat de acest pronostic al ei. Avea geniu să simte imediat unde există un filon. Ca dovadă că a fost cea mai bună directoare de teatru și umbla în toată țara ca să aleagă actori pentru teatru ei și îi alegea întotdeauna minunat. Am făcut un singur an cu ea, pentru că era ultimul an de profesorat al ei, după care, ducându-mă în vacanță, eram pe atunci, tata era șef de gară în Brad, județul Hunedoara, lângă Deva, undeva pe Munții Apuseni. Ducându-mă în vacanță, am primit o telegramă de la Victor Ion Popa, veniți neapărat București, angajament. Mă văzuse la producțiile conservatoare și m-a angajat. Și așa se face că sunt actor și am fost profesor la institut,
fără să fi terminat conservatorul. Da. Bine, asta nu are nicio importanță. Acolo unde există talent, talentul nu are nevoie de acte și de semnături. Stimate maestre, deci ați venit în București. După care? După care s-au succedat teatrele în care am circulat. După Victor Ion Popa am intrat la teatrul lui Tudor Mușatescu și a Mariei Filote pe Sărindar. Și acolo l-am întâlnit pe maestrul meu Ion Iancovescu, care, lângă care am jucat două piese, care m-au propulsat deodată în statutul de vedetă, ca să zic așa, în teatru particular. După aceea am trecut la Sic Alexandrescu, cu care am făcut câteva roluri importante. Pe urmă am avut propria mea companie împreună cu Dina Cocea, pe urmă o companie particulară a mea și pe urmă a venit 48, când am fost rechiziționați la Teatrul Național cu toți actorii din teatru particular. Din fericire, toată echipa lui Sic Alexandrescu, cu care a putut să pornească la faimoasa integrală Caragiale, pe care a făcut-o și care stârnește și acum nostalgia spectatorilor. Pentru că îmi pare rău să spun, dar după această magnifică operă pe care a făcut-o Sică, cu cele toate piesele lui Caragiale, tot ce am văzut după asta, cu excepția scrisorii făcute de Liviu Gelei, tot ce am văzut mi s-a părut o batjocură la adresa lui Caragiale. Așa este. Spuneți-mi, cine făcea parte din această trupă? Ce colegi de... Era Alexandru Giugaru, era Marcel Anghelescu, Talianu, Nichi Atanasiu, Findeșteanu, Costache Antoniu, Elvira Godeanu. Mare actor, crema intelectualității actoricești românești, așa este. Eram mezinul acestei trupe și pot să spun că adevărata mea școală de teatru era faptul că am putut să joc lângă Vasiliu Bidlic, bineînțeles, am uitat de el, dar cu care am jucat mult cu el și am învățat enorm de mult. Era pur și simplu actor de geniu și se petrecea un fenomen foarte curios. Aș putea spune că nici măcar nu era o trupă, era un fel de confrerie secretă, așa, un fel de masonerie între niște oameni care dețineau secretul artei teatrale și care erau atât de generoși încât îl împărtășeau și colegilor lui și se crea o atmosferă de lucru unică, lucru care s-a pierdut și nu se va mai găsi așa ușor. S-a pierdut într-adevăr și e un fenomen care a mers, nu știu, pe care nu pot să-l înțeleg. Adică a fost o perioadă când un om de talent, indiferent în ce domeniu se manifesta talentul, când găsea un corespondent sau un om pe care putea să-l formeze, îl căuta, îl ajuta, a fost o perioadă când toți oamenii de calitate au fost dați la o parte de către cei care, mă rog. Bine, ce să mai vorbim acum, în clipa de față, în toate domeniile, nu numai în teatru, așa cum am spus recent într-un interviu în ziarul Adevărul, mediocritatea își caută suport politic, pentru că acolo unde nu poate răzbi cu talentul, ocupă un loc politic și... Ce e mai grav, că talentele nici nu pot fi înțelese de niciun fel. Uneori sunt luate chiar în bătaie de joc și asta este foarte grav. Este îngrozitor de trist că în țara asta... De la un timp încoace, guvernanții nu mai dau nicio atenție culturii. Dar e stupefiant ce se întâmplă. Deci nu știu cum să calific asta. Lasă că n-am văzut ministru care să calce cu rare excepție prin teatru. N-am timp pentru așa ceva. O timp să doarmă în Parlament. Stimate maestre, acum ce jucați? Sau ce pregătiți? Joc la Teatrul Național Harvey, o piesă care a luat premiul Pulitzer în 45, al Mary Chase, și care e un succes inepuizabil. O să o jucăm încă 5 ani de acum înainte. Joc la Teatrul Evreiesc, de curând am avut premiera, o piesă de Neil Simon, Băieții de Aur, împreună cu Ion Lucian. Și asta este o mare victorie artistică pentru teatru ăsta și pentru noi. Și joc în Danaidele lui Silviu Purcărete, cu care vom pleca peste câteva zile la Craiova și de acolo mai departe în Germania.
într-un turneu și pe urmă în Statele Unite. Spuneți-mi, ați jucat până acum cu Dan Aidere în străinătate? Da, sigur, în multe lucruri. Și ce impresie a făcut în străinătate această piesă? Uluitoare. Vă spun că, bine, și performanța e neobișnuită chiar pentru ei, pentru că nicio trupă din Occident nu-și poate permite să adune 107 actori la un loc. Asta se poate face numai la noi. Silviu, văd că e un fel de Wagner. Da. Numai el avea piese cu sute de personaje, da? Eu îl cunosc bine pe Silviu și mi-este bun prieten, da, sigur. Laura asta este unul din primii 10 ai lumii, spune regizor, cred eu. Și peste tot a făcut o impresie nemaipomenită, spectacol. Urale, ovații. Deci este, succesul este real, pentru că într-un interviu cu cineva, da, nomina odioza, da, persoana respectivă lua puțin în răspăr această piesă și modul cum a fost regizată. Mă rog, de gustibus non disputandu. Da, bineînțeles. Dar să știu părerea dumneavoastră. Părerea mea este că e unul din cele mai mari spectacole ale acestui deceniu și că Silviu este într-adevăr un regizor cu sclipire de geniu. Eu am lucrat cu mulți regizori mari, am văzut enorm de mult teatru în toată lumea, mai ales că multă vreme am avut și o funcție de asta internațională, președinte al Institutului Internațional de Teatru și cu ocazia asta trebuia să văd toată producția mondială, la diferite colovii, festivaluri și așa mai departe. Și pot să spun că rar am văzut un spectacol cu această tensiune extraordinară, emoțională și cu această viziune atât de inteligentă și modernă și originală ca lui Dan Aidere. Vedeți, el a terminat un liceu de arte plastice și asta cred că l-a ajutat foarte mult în distribuirea pe scenă. Enorm de mult și în același timp și cunoștințele lui muzicale sunt vaste și asta l-a ajutat foarte mult. Și nu numai muzicale, este un băiat de cultură și un om cu care... Noi eram niște copii pe vremuri care ne întâlneam și ne dădeam mari, cum se spune, care am citit mai mult și care am ascultat mai multă muzică și ne plimbam ore întregi și discutam literatură și altele și altele de genul ăsta. Mă bucur foarte mult să văd că, într-adevăr, Silviu Burcărete este așa de bine apreciat de toată lumea din lumea asta. Stimate maestre Radu Beligan, spuneți-mi, vă rog, când am intrat la dumneavoastră în casă, v-am întrebat dacă vă deranjez și a spus, nu mă deranjez, citeam și v-am întrebat ce. Și ați pomenit o piesă englezească pe care vreți să o traduceți în românește și ce se întâmplă cu această piesă? Despre ce piesă este? Da, este o piesă care probabil că o să placă aici în România pentru că e vorba de un șantaj gazetăresc asupra unei familii și găsesc că e foarte bine scrisă și cu un impact social destul de important și când să mă apuc să o traduc. Ne spuneți despre ce este vorba? Da, se cheamă Scandal în lumea bună, s-ar chema, în românește. Și vreți să o traduceți ca să se joace pe scena românească? Da, bineînțeles, o să o propun unui teatru. Am propus multe piese tuturor teatrelor și am acest obicei de a furniza repertoriu. Maestru, dar spuneți-ne și nouă, vă rog, cum este văzută școala de teatru în lume? Dumneavoastră, presupun că ați umblat mult prin străinătate. Cum a fost văzută și cum este văzută în continuare școala românească? Are o excelentă reputație. În primul rând că e una din puținele școli europene care are 150 de ani vechime. Și are o tradiție sănătoasă, zic eu. Nu știu cum mai stau lucrurile acum, dar a avut profesori de mare clasă și a scos... Când mă gândesc la ce generație de regizori a scos acest institut, e uimitor. Gândiți-vă la toți cei care au făcut carieră mare în străinătate, la Pintilie, la Ciulei, la Penciulescu, la Vlad Mugur, la Esrig, care au făcut mari cariere afară, toți ieșiți din această școală. O școală remarcabilă. Nu știu ce se întâmplă. Acum au apărut și alte școli particulare. E cam mare inflație, zic eu, de școli. Da. Credeți că fac rău talentului nostru celebru românesc, aceste școli particulare? N-au cum să facă rău. Mă gândesc cu groază că creează șomaj. Pentru că scot sute de actori pe an. Și nu există posibilitatea pentru toți să pună în valoare. Acum.
Sunt destul de trist pentru că eu am făcut în viața mea enorm de multe turnee și am străbătut țara în lung și în lat și am avut mare bucurie să joc în locurile cele mai îndepărtate. E, acum lucrul ăsta nu mai e posibil. Din cauza costurilor imense, ale trenurilor, ale hotelurilor, nu se mai fac turnee. Și pentru mine asta este o dramă, realmente, pentru că mă lipsește de un contact care pentru mine e benefic. Deci înțeleg că dacă noi v-am invitat să jucați la Focșani, ați venit cu plăcere. Păi, aș fi fericit nu că aș veni cu plăcere, dar vă spun, sunt aceste probleme mizerabile de costuri care ne împiedică. Trebuie să găsim un mecena, trebuie să găsim un sponsor. Acum, Lozinca, după părerea mea, ca să-l parafrazez pe Marin Preda, unde sponsor nu e, nimic nu e. Da, da, dar asta o repetat, nu știu câteva ori, dar știți că această găselniță nu e al lui Marin Preda, este din Biblie, da, da. Stimate maestre Radu Beligan, în afară de teatru, care este o viață, de fapt, care nu se poate rupe niciun pic din suflet, nici o picătură de timp, sper că nu ați trăit fără gândul la meseria pe care o aveți. Dar în afară de asta, ce v-a mai plăcut să faceți? Nu mai folosesc cuvântul hobby. Trebuie să spun că, în primul rând, am scris de când mă știu. La 18 ani, să se arăt aici, cam la îndemână, la 18 ani, într-o revistă, care era o revistă impresionantă. Nu mi-ar fi rușine să o tipăresc și astăzi. De ce am tipărit? Păi eu probabil că o să găsească cineva să le scrii. Deci, în ce zodie sunteți maestre? Sunt Capricorn. O să fie foarte intelectuală, foarte bună. Da? Da, da, da. Fata mea se ocupă de asta, eu nu mă fac ce. Da, deci am scris, am tradus enorm de mult, încă din liceu am tradus sute de piese de teatru. Și... deci scriu articole și am scris două cărți și asta este tot un mod de a comunica cu spectatorii. Și cu teatru, și teatru, face meseria foarte bine. Spuneți-mi, vă rog, tot nu vreți să ne citiți o poezie de dumneavoastră? Nu. Asta este un păcat de tinereții, deși, paradoxal, Călinescu, în faimoasa lui istoria literaturii, mă menționează, asta e culmea. Dar nu, eu am ars toate, tot ce aveam. Ați ars? Da, nu mai vreau să știe nimic. Omul, trebuie să opteze pentru domeniul în care e mai bine înzestrat și nu trebuie să facă prea multe lucruri pentru că nu ne poate reuși pe toate la același nivel. După câte mi-aduc aminte, dumneavoastră poezie nu prea ați recitat, adică nu ați... Nu este una din pasiunile mele pentru că, am să spun un secret, foarte puțini actori îmi plac spunând poezii, foarte puțini actori. Este și secretul meu, dacă nu ne mai știe nimeni, da. În schimb, sunt, de câte ori îl aud pe Sadoveanu citind Eminescu, mă topesc și mă transport așa într-o lume de vis. L-ați cunoscut pe Sadoveanu? Sigur că l-am cunoscut, am primit și un premiu de mâna lui, când eram școlar. Dar... Sara pe deal, spusă de Sadoveanu, este o culme a interpretării poeziei românești, așa că... Am impresia că v-am auzit și pe dumneavoastră recitând Sara pe deal. S-ar putea. Și recitând foarte frumos Sara. Nu ca el, că el... Nu știu, între vocea lui Sadoveanu și versurile lui Eminescu se petrece așa un soi de fior metafizic, nu știu ce se întâmplă, e ceva misterios, dar pe mine mă dă gata. Ce fel de om era Sadoveanu, maestre? Pentru că a fost așa de disputat și este așa de disputat. Era un om încântător și dacă eram elev de liceu și m-a primit la el în turnul ăla de la Copou, unde avea casă, tocmai traducea Hamlet pentru Teatrul Național. Când m-am dus la el, avea chiar pe masă traducerea, lucra la ea, ca să iau un interviu pentru că noi avem la liceu internat niște săptămânal, niște conferințe, mici ședințe așa de cultură. Și m-a primit cu atâta drag și un om deschis și plăcut, un moldovean adevărat, deși am impresia că nu era născut în Moldova. Era născut în Oltenia. Asta e culmea. Da. Era mason după câte de-a zis. Da, avea gradul 33, era mason de frunte. Da.
Vedeți că acum masoneria este foarte disputată, dar puțin știu că despre rolul adevărat al masoneriei, pentru că a avut un rol important în istoria civilizației românești, fără doar și poate. Fără îndoială. Dar ca orice lucru se denaturează, da. Bine, nu, vreau să spun că Revoluția de la 48 a fost în mare măsură opera lor. Și toți pașoptiștii au fost masoni, sigur că da. Da. Stimate maestre Radu Beligan, când veniți la Focșani? Cea din tâi ocazie. Am trecut de multe ori, aveam dreabă spre Suceava și mă treceam prin Focșani. Și nu vă opreați niciodată? Nu mai am prieteni acolo, nu mai am cunoștințe. Ei, acum aveți, să acum știți. Da, acum voi opri neapărat. Sigur că da. Pare rău că nu vine mai repede fica dumneavoastră, că vreau să o prezint și... O să așteptăm. Dacă vreau să vă fac, vreți să vă fac o cafea, vă fac eu. Stimați telespectatori, după ce am băut o minunată cafea preparată de însuși maestru Radu Beligan, care văd că e un mare artist și în prepararea cafelelor. Da, și acum încep să învăț și eu să gătesc. Ați învățat sau începeți? Încep. Să-mi dați și mie din rețetele noastre personale. Neapărat. Așa, între timp a venit și fica maestrului, Lamia Beligan, despre care sunt convinsă că focșănii știu deja că ești o mare actriță. Și te rugăm să ne spui câteva cuvinte, să le spui câteva cuvinte focșănilor care abia așteaptă să te vadă jucând pe scenă la Focșani. Da, sper să ajungem cu un spectacol acolo. Nu știu mare lucru despre Focșani și nici despre focșăneni, dar le doresc numai bine, multe bucurii și șansa de a vedea un spectacol important cu care sper să ajungem acolo. Când? Asta nu știu, pentru că nu depinde de mine, dar... Cred că s-ar putea aranja cât de curând, nu? Și eu cred că depinde și de cei care or să subvenționeze acest spectacol la Focșani, care cred că sunt destul de mulți, stimați telespectatori. Stimați telespectatori, cred că v-am oferit o duminică după amiază plăcută în compania doamnei Lamia Beligan și a maestrului, a marelui maestru Radu Beligan, care, repet, a avut deosebită gentilețe să ne invite la domnia sa acasă. Stimate maestre, vă mulțumim foarte mult! Să fiți sănătoși, să vă meargă bine și să iubească populația acestui județ minunat, să iubească artele cum le-a iubit întotdeauna. Vă mulțumim foarte mult și vă așteptăm cât de curând la noi!